Bună dimineața și bine v-am găsit! Hristos a înviat că toți suntem la câteva zile după Marea Sărbătoare. Ce face? Sunteți pe acasă? Da, 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 plănuiți escapade de 1 mai. Ca și românul. N-a trecut bine o sărbătoare că se gândește la cealaltă. Ce să facă, unde să meargă, unde să iasă cu familia. Mai aveți idei de rețete? Acum de Paște ați toate ideile clasice. Ne-am îndopat, am mâncat bine, am dat și pe afară, am servit și... Dar acum ce punem pe masă? Eu zic să vă uitați pe YouTube la rețetele sugerate de domnul Liviu Dragnea. Teci, freci, melci, ciuperci, toate care se termină cu ci. De acolo ne putem noi lua, cum să zic, esența rețetelor. Știu că acum trebuie să intrăm într-un fel de formă pentru vara ce ne așteaptă, așa că trebuie să mâncăm multe salate. Dar deci ce o să apară primele roșii românești cu 65 de lei kilogramul. 65 de lei kilogramul pentru niște amărâțe de porodici? la care Dinescu a zis, bine că eu gătesc cu portocale. Alea ceva mai ieftine, extraordinar, domnule, extraordinar. Așa e în țara noastră, nu avem ce să facem. Politicienii, după ce trec un pic pe la Mititica, devin bucătari. Ne mai mirăm că, așa se spune, s-a făcut un studiu, românii citesc cam 5 minute dintr-o carte în medie pe zi. 5 minute, no, până cauți cartea, până o găsești, până ți uiți unde ai rămas, ori cu 5 minute, No, mai citești și mâine. Dar te gândești așa. 35% dintre români au afirmat că ei n-au citit în viața lor o carte, o singură carte. 35% dintre români n-au citit nicio carte. 35%. Restul de 65% au citit, dar n-au înțeles nimic. Și atunci ne mai mirăm. Că sunt șapte polițiști la un medic, ăsta e echivalentul, da? Avem un medic și, corespunzător, șapte posturi de polițiști. Că avem nevoie de poliție ca să ne arate ce și cum e în viață, nu? Medicii treaba lor. Restul sunt duși în străinătate, în... să le meargă mai bine. Rămânem și noi pe aici, o să fie bine. O să fie bine vara asta. S-a hotărât să se cumpere niște avioane de la americani, F-35 ci că astea nu cad din aer, dar nu se ridică de la sol. E foarte bine să cumpărăm avioane pentru că avem în țara noastră e plin de parașute. Avem o pepiniere de parașute. Uitați-vă în Parlament. Tăți parcă sunt parașutați acolo. <gântu -i> nu știu ce înseamnă. Cineva a întrebat, zice, bine, bine, luăm f 35 -uri. Da, astea ne duc în Antalya? Cu gândul ăsta bun de vacanță, de concediu, de... Mm, că și vremea e mai bună acum, vă las. Vă doresc tot binele din lume și un weekend pe măsura aspirațiilor voastre. Da, 65 de lei, un kil de roșii. Puncom, slejsnicu, bendia. La câte îți roșii le n-am mai zis de cafea, nici rușine, zic data viitoare. Bai mie puncom, dacă doriți să donați o cafea.